Conducerea Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Neamț are consultări lunare în Consiliul Consultativ Tripartit, din care fac parte câte 5 membri ai sindicatelor, ai patronatelor și ai principalelor instituții publice cu atribuții în domeniul muncii. Deci noi avem activități periodice pe baza colaboratorilor instituționale. De exemplu, noi ca instituție funcționăm într-un regim tripartit. Deci lunar avem un consiliu consultativ unde sunt 5 membri de la sindicat, 5 membri de la patronat și 5 de la autoritățile publice. Comisia de dialog social. Nu. Comisia de dialog social e la prefectură. Noi ca instituție, lunar, conducerea instituției este consiliată de acest consiliu consultativ. Am avut întâlnirea săptămâna trecută și cu sindicatele tocmai aceste probleme, a necorelării dintre indicatorul social de referință și nivelurile salarizare s-au discutat în acea ședință. Bine, fac mea culpa că n-am comunicat public, poate, o dezbatere de genul ăsta. Agenția de Ocupare a Forței de Muncă Neamț are multe colaborări cu Inspectoratul Teritorial de Muncă în domeniul controlului forței de muncă. Iar la nivel instituțional, bineînțeles că avem diferite colaborări, încrucișări de date cu alte instituții, acțiuni comune de control când avem aspecte sesizate mai deosebite, de exemplu. Da, am avut o acțiune de control, nu în zona romanță, decât în zona Târgu Neamț, cu un agent economic, ceva, niște suspiciuni, și am făcut echipă mixă de control. Un inspector de la noi cu un inspector de la ITM, care au mers împreună și au verificat pe teren problematica respectivă. Dar fapte curente care se întâmplă zi de zi, nu? Aceste acțiuni de control de regulă se fac departe de ochii presei pentru a nu aduce prejudicii de imagine agentului economic controlat. Dacă le comunici public, dai o nuanță care ar putea aduce prejudicii poate agentului respectiv economic, dacă nu se confirmă și noi facem o propagandă publică, faptul că mergem în control într-un loc, poate să-l afecteze pe respectivul agent economic, poate nu are o vină sau e o culpă mică care prejudiciu nostru comercial care l-am face mai mare decât a comunica. Controlele de acest gen se realizează pe probleme de acordare a subvențiilor de la asigurările de șomaj pentru diverse categorii de personal, absolvenți, persoane cu vârsta de peste 45 de ani, întreținători unici de familie, persoane aflate în prag de pensie, supuse riscului de marginalizare socială, deținători ai venitului minim garantat. Aceste controle se realizează împreună cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamț, Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială, Direcția Generală a Finanțelor Publice Neamț.